Învață doar să ai încredere în mine, în toate lucrurile care ți se întâmplă, fie ele bune sau rele, mă voi încrede în tine, Doamne, de acum încolo. O mulțime de târgu mureșeni au asistat la slujbele oficiate de preoți în bisericile din oraș la sfârșitul săptămânii trecute. Cei care au ales Catedrala Mică au asistat la un concert de pricezne oferit de Nelu Șopterean la invitația primăriei Târgu Mureș. Nici nu ard, nici nu sunt stins, dar mi-e sufletul învins. După rugăciune, oamenii, mai ales cei trecuți de a doua tinerețe, ne-au spus că tradiția pentru ei este foarte importantă, la fel și postul și ziua în care Mântuitorul a înviat. Mulțumim la Dumnezeu! Ne rugăm, mă rog, dacă, cât de mult și mai ales dimineața la mea și seara. Și am fost, acum joi am fost de m-am spovedit, m-am împărtășit. Asta caut să mulțumesc la Dumnezeu că suntem într-adevăr buni și fericiți. Crăciunul, Paștele, eu cred că sunt sărbători foarte esențiale în viața unui om. Și dacă suntem creștini, trebuie să le respectăm. Deci, pe bună măsură, trebuie să și petrecem, dar trebuie să și ne închinăm la Dumnezeu, fiindcă este o biserică, este un Dumnezeu care ne-a dat pe fiecare pe pământul ăsta și trebuie să ținem poruncile pe cât de cât se poate. Tot la sfârșitul acestei săptămâni, mai multe concerte au fost susținute în bisericile din oraș. Au fost prezenți la Târgu Mureș și Paula Seling, Marcel Pavel, Ionuț Fulia și mulți alții. Creștinii au intrat de astăzi în Săptămâna Mare.